Apelul a fost dat la 112 de una dintre persoanele care îl însoțeau pe bărbat în pădure. Imediat la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de la pompieri și ambulanță care au acordat primul ajutor victimei. Intervenția a fost una dificilă, întrucât pentru a ajunge la persoana rănită, salvatorii au fost nevoiți să meargă mai mulți kilometri pe jos din cauza terenului greu accesibil. Din primele date, se pare că bărbatul în vârstă de 42 de ani din localitatea Dâmbovițeană Cornești se afla în pădure pentru a cumpăra lemne. În momentul în care a încercat să încarce lemnele în căruță, unul dintre bușteni a căzut peste acesta și a produs un traumatism abdominal. Victima a fost transportată de urgență la spital pentru efectuarea investigațiilor medicale de specialitate. În ce stare se află pacientul? Pacientul este conștient. Este un traumatism abdominal. Abdominal? Da. De la un copac, am înțeles, da, nu a căzut? Copac, da, da. Dar e stabil? Stabil hemodinamic. În cauza a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.